În ultimele luni de zile, problemele s-au ținut lanț de Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman. După dificultățile cu care s-a confruntat pe plan emoțional și tranziția la care a trebuit să o adapteze pe fiica sa Isabela, vedeta a mai trecut printr-un hop. A fost furată. Pe plan emoțional, fiica fostului prim-ministru Petre Roman nu a dus-o deloc bine. Dacă odată spunea că relația sa cu Marius Elisei s-a încheiat, altă dată susținea că speră ca lucrurile să revină la normal. Oana Roman a trebuit să se implice și în unele dificultăți apărute privind programul de școală al fiicei sale. După problemele cu pricina, Oana Roman este nevoită să mai treacă un hop. Foc și pară, vedeta a făcut public pe platformele sociale faptul că a fost furată. Fiica lui Petre Roman nu are camere de supraveghere în locuință, astfel încât nu a putut să dovedească nimic. În urmă cu mai mult timp, Oana Roman a angajat o firmă de curățenie care să o ajute la astfel de sarcini. Se pare că, după ceva vreme, unul sau mai mulți angajați ar fi furat câteva obiecte la care vedeta ținea din locuința ei, motiv pentru care a încheiat colaborarea cu această societate.